Spitalul Colentina are un nou manager. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a pus la conducerea unității pe Mircea Laza. Este de meserie inginer și a fost timp de 4 ani și la conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva. Potrivit surselor, edilul a vrut să numească un medic din exterior. Cadrele medicale nu îl cunoșteau pe noul șef, însă acum a aflat că DNA a deschis un dosar pentru fapte comise exact în perioada în care Mircea Laza era la conducerea Spitalului Județean Deva. După ce a avut mai multe întâlniri și câteva interviuri, așa cum a declarat, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a decis că cel mai potrivit pentru funcția de manager la Spitalul Colentina este Călin Mircea Laza. Am primit această funcție ca o nouă provocare, un spital un pic mai mare ca cel pe care l-am condus 4 ani jumate, județeanul din Deva. Sper să depun tot efortul ca să scoatem rezultate foarte bune aici, așa cum am făcut și la Deva. Potrivit CV-ului, noul șef al spitalului este absolvent al Institutului Politehnic București și, de asemenea, expert în achiziții publice și înalt funcționar. Până în prezent a lucrat și la complexul energetic Deva. De altfel, acesta a acumulat experiență și în managementul unităților spitalicești, după ce a fost la conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva în perioada 2012-2016. În prima zi petrecută la Colentina, a încercat să afle cât mai multe despre problemele spitalului, pentru a face demersuri astfel încât acestea să fie rezolvate pe parcurs. Am avut niște discuții, dar la general cu stafful odată, cu TESA, apoi am început cu directorii, cu bordul de conducere, un pic să mă familiarizez cu ceea ce e aici, urmând ca de mâine să intru în amănunt. Mircea Laza a fost în atenția presei și după ce procurorii anticorupție au descins la Spitalul Județean Deva. DNA a făcut verificări și a ridicat documente care au vizat achiziții și concursuri de angajare trucate, care au avut loc în perioada 2013-2017, atunci când la conducerea spitalului se afla noul manager de la Colentina. Nu știu nimic pentru că mie nu mi s-au comunicat. Am înțeles că a fost pe bază de RUNOS și pe ceva achiziție. N-au fost vizate persoane? Nu. Dovadă că nu, eu n-am fost chemat nicăieri. Potrivit unor surse, medici au fost luați prin surprindere cu noua propunere pentru manager, aceștia declarând că atmosfera în spital nu este una bună. Mircea Laza a fost numit manager interimar după ce fostul director, Silvi Ifrim, și-a dat demisia. Aceasta a renunțat la funcție în urma dezvăluirilor făcute de medicii Dorin Bică și Ionuț Gobej, care au decis să plece și ei de la Spitalul Colentina, acuzând lipsa personalului și a materialelor necesare pentru efectuarea operațiilor în siguranță.